Prima seară a festivalului Sang a fost incendiară. Zeci de mii de tineri au cântat până după miezul nopții alături de artiști ca Lorin, Smiley sau Sub Carpați. Iar mâine urmează să urce pe scenă Nicki Minaj și Armin Van Buuren. Un scandal a umbrit însă prima seară Saga. După doar 10 minute pe scenă, olandezul DJ Hardwell a răbufnit în fața publicului. Artistul a luat microfonul și le-a spus fanilor că este dezamăgit, nu poate mixa pentru că echipamentul este defect și că nu a fost plătit pentru prestație. După care și-a aruncat căștile și a plecat. Organizatorii au răspuns pe Facebook acuzațiilor, DJ Hardwell a fost plătit și problemele tehnice nu li se pot reproșa, au scris responsabilii festivalului.